Club Siget, în colaborare cu Rotary Club Siget și Rotary Club Siget. Noi vom fi gazdele dumneavoastră, Ștefania. Acest eveniment se adresează tuturor celor care își mai păstrează sufletul de copii, indiferent de vârstă. Vă mulțumim că ați venit în număr atât de mare la acest spectacol de 1 iunie, dedicat nu numai copiilor, dar și adulților de Ziua Internațională a acestora. Despre evenimentul de astăzi sunt foarte multe de povestit. Este primul proiect organizat de către Club Interacție. Va fi o îmbinare a altelor. Vom trăi și vom simți cei mai frumoși ani ai vieții. Anii dulci ai copilării mei. Cu toți am fost cândva copii. Nu-i așa? La finalul spectacului veți putea achiziționa obiecte handmade, ferințe în formă de inimioare, lampioane, baloane, iar colegii noștri vă vor pinta pe față pentru suma de 5 lei. Vom începe acest spectacol cu un invitat special, prieten al grupului Interact, Livius Mântânică, de la Teatrul Luceafărul din Baia Mare. Acesta va juca un pac din... din Iași. Acesta va juca un pac din Tramul Surpălă. Sper că o să pot, e mai complicat decât o altă.
și mă bate la ureche strona lui de sârmă veche. Dacă o fi cum a început, îmi iau traistar și mă mut. Ați văzut nerușinat? Sâmbătă, amiază mare, a venit, s-a instalat și s-a pus și pe cântat. Eu ca omul așezat nu pun mâna pe pian, decât rame, amna, pe oboi sau pe vecin. Vecin, da, s-a fi ridicat să prea puțin că nu-i pasă, dintr-un din cu limba frânt, el s-a pus pe chem și cântă. Cum cântă? Undeva, într-un mundier, la umbrel, la cuier, îl aud de peste tot. Și din pod, și din pod, și nu mă pricep cum face, că la aud și-atunci cântașe. De 5 ori am ajuns. Și de 5 ori m-a trezit, tot pe apuzit. Mă frământ, mă lupt, aștept, dușmanul să mă pierd. Dar eu mă urc și cu hai, dă din copză și din nai, oricând zgârie o șircă, oricând zgârie o strică, câteodată pare parcă pe sticle de mânceacă. Iar că în gână, pe departe, pile în joc de sticle spate, care multe și destule, și gândește, dar și spune. Am luat în gură apă și cu o stropitură l-am scos dintr-o crăpătură. Ha, ha, ha! Minerisem super deac într-un pot de lucrul meu. L-am văzut și nu mai putea cânta. Urtă, joacă reușită, vocea moare e smerită și caricatura bergă a uitat să mai și neagă. Dar suferințele mă dor. Eram gata să-l omor. Să o vorbe de ce cântă. Gântul ăsta mă zi mai mântă. Dar știe oarecare cine viața nu se nu devine? Asta știe, mă, săracul. A cântat, ca fi spalat. Și-are dar un dică. O să cânte nici frumos. Lasă-i lui. Îi dea așa fel că îi ce fai voi și el. Și atunci i-am luat trupul de drag și i-am dat drumul peste cap. Și auzindu-l iar de jos, i-am murat. Mulțumim domnului Titus Mântănică. Simone, dorim să deschidem atmosfera cu ajutorul unui moment de stil în comun. Ne invităm pe scenă pe colegul nostru, Alexandru Onișa. Aplauze, vă rog. Bună ziua! Da, asta e prima dată când fac stand-up comedy, deci vă rog să fiți mai așa, să nu fiți răi, vă rog. Ok, am venit aici să vă transmit un mesaj, să citiți cărți. Acum nu vă zic să vă duceți acasă după ce se termină spectacolul, și să citiți cărți până mâine. Dar să citiți măcar câte una, două, hai, patru. Pagini, atât. Pentru că nu știi niciodată când ți se poate întâmpla să uiți un cuvânt sau să nu-l pronunți cum trebuie. Așa mi s-a întâmplat și mie. Vine mami într-o zi și zice, ia, Alex, ne-ai face, ia banii ăștia și du-te să plătești factura la finanță. Ok, nu am nicio treabă. Iau banii, ok. Dar ia și foaia asta. Mie mă duc ce trebuie foame. Ce băi, acolo CNP-ul meu, strada, că eu nu știu unde stau. Nu știu. Numele meu, că nu știu cum te cheamă pe tine. Ok, nu contează. Băi, nu ia foaia. Mă duc acolo, îi dau foaia ceva. Mă fac de râs acolo. Eu am 17 ani, nu mă duc. Până la urmă am luat foaia. Și m-am dus, eram nervos. Când mergeam pe stradă, eram nervos. Nu! Eram cu sora. Sora mea era, stai în vest, așteaptă-mă! Hai, nu te aștept! Ok. Am intrat pe ușă frumos, am bătut în ușă, îi dau la caseriță foaia, ce trebuie să plătesc, îi dau banii și zic, aștept, mai vorbesc cu sora.
caserița, termină de semnat și două foaie. Cu ce să semnez? Acum eu tot nervos. Ce? Unde e pixul? Unde e pixul? Acolo. Iau pixul în mână. Ce? Unde trebuie să semnez? Acolo. Aici? Nu, 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 mai jos. Aici la contribulabil? Am greșit cuvântul. În momentul ăla s-a întâmplat toate. Am greșit cuvântul. N-am putut să zic un amărât de cuvânt. Contribuabil. Sau contribuabil. Păi, nu știu. Era un cuvânt. Și femeia aia, stătea cu mâna întinsă, se uita, mă, nu pot să fie în crezi, a greșit cu cuvântul. Ce mă? Și s-a spart un balon. Exact, unde? S-a spart un balon. Mersi. Și celălalt, erau doi acolo, celălalt număra bani, știi? Și a auzit chestia asta. Și se uita la mine, se uita, uita. Scuze. A cântat ceva, nu știu, să nu mă vadă pe mine, că râd de el. Și făcea... Oricum, eu stăteam cu fața în foaie. Încercam să pronunț cuvântul ăla. Nu am putut să pronunț. Încercam din răsputeri să zic o dată, dar nu am putut. Și am avut noroc că era sora mea lângă mine. A întrebat, Anton, cum se pronunță cuvântul? Zi repede. I-am crezut că sora mea mă ajută. Doamne, soră. Dar nu, ea era așa, stătea aici, frumos, și era ca aia din București. Nu știu, frate, lasă-mă pace. Nu știu. Tu, lasă, să nu zici că sunt sora ta, da? Mă, mai făcut de râs aici, că ești afară. Ești afară, da. Și eu, până la urmă, am făcut semnătura aia și am ieșit. Nu m-am mai întors niciodată. Și acum, ok, știți că sunt, să spun, copii, nu, dacă vreți să îi puneți pe copii să citească, știți că sunt copii pe stradă și sunt în găști și noaptea sunt prin cartiere și vorbesc într-una și dumneavoastră vreți să vă liniștiți, că doar ați venit de la o zi grea de muncă și trebuie să aveți liniște. Așa că dacă suntem tot în tema asta cu cărțile, mergeți la ei, mergeți frumos așa, încet, ei să stea acolo, nu să vă vadă, așa sunt ei. Mergeți încet și le dați o carte și să vedeți cum... Am dat să citesc cărți cu cuvinte și chestii. Lasă-mă pace. Și până la urmă o să citească, o să zică, ia uite, ăsta e A. Wow, mami, am învățat o literă. Câți ani? 17 ani am, mami. Mami, trebuie să văd. Acum am învățat, m-a ajutat nenia de la scară. Mulțumesc! Și cam atât, am mulțumesc! Wow! Așadar, în continuare, Garcia ne va prezenta motivul lui. Să nu-i văd pe colegii noștri, v-ați ștept în spate, cu Samuel și cu Cristin. Mulțumim! Am grijă de copilul dumneavoastră.
Thank you.
Thank you.
Săcăta și dumneavoastră împreună cu noi. Vă mulțumim și vă așteptăm la evenimente organizate de domnul.